Superliga vă este oferită de Superbet. Va începe confruntarea dintre Hermannstadt și FC Argeș, o confruntare între două echipe aflate în subsolul clasamentului, sau mă rog, foarte aproape, despărțite doar de golaveraj, după ce Hermannstadt a suferit o depunctare de 9 puncte, așadar câte 24 de puncte și pentru Hermannstadt și pentru FC Argeș. Nu lasă deocamdată niciun spațiu FC Argeș. Ritmul este foarte bun. Aici e o intrare cu talpa în față. Trece Garita de Bejan. Trece apoi și de Ene. Trece apoi și de al treilea adversar. Zigzag și slalom al lui Garita prin defensiva lui Hermannstadt. Gol marcat de FC Argeș în minutul 17. Ce fotbalist și ce fază! Unul la 0 pentru FC Argeș. Diceanu pleacă foarte bine. Paraschiv iese în întâmpinare. Micle și reușește cumva Paraschiv să atingă mingea. Nu e offside. Centralul a dat au de poartă. Și s-ar putea să aibă dreptate. Bine, cred că e mai ușor de văzut această fază din perspectiva centralului. Avem, iată, o reluare edificatoare. Da, are dreptate Andrei Antonie. Nu cred că Micle atinge mingea. Micle riscă, dar până la urmă degajează. Le dă minge. Asta e... îmi cer scuze. E lovit rău de tot Bărbuț aici, dar... Ia să vedem. Penalti! Penalti pentru Hermannstadt. Și cartonaș galben pentru Micle. Daniel Paraschiv pregătit, șutează în plasa laterală și Hermannstadt restabilește egalitatea. 1-1. Scorul acestei prime reprize, probabil. Daniel Paraschiv ajunge la 10 goluri marcate. Iată, în această primă repriză la Sibiu înscriu 2 dintre cei mai în formă atacanți. Nu mai spun nimic, nu vreau să fiu judecat pentru impresia mea, dar părerea mea este că nu se dă penalti la așa ceva. Pasă bună pentru Tofan, lasă Iacoliș, reacționează puțin cam târziu Calcan, dar e atac periculos, o bară! Ce ocazie pentru FC Argeș, Basong! Joc bun. Mie mi se pare că ambele echipe joacă foarte bine. Iată ce fază frumoasă reușesc argeșenii. Pase din prima. Paraschiv. Pentru Biceanu. Șutul lui Biceanu pe centrul porții. Fază însă bună. Fazele eliminatorii ale Cupei României. Hermannstadt va juca acasă cu Universitatea Cluj. Argeșul va juca în deplasare la CFR. Petrescu pentru Minosota. Cearcă o diagonală și un luft al lui Tofan. Situație bună acum pentru Paraschiv. Un dribling al lui Paraschiv. Nici vorbă de offside. Se întâmplă, iată, și Tofan greșește. Mingea sare. Nu știu dacă era pe poartă. Aici vom vedea mai bine. Ia să vedem. Da, era pe poartă șutul. Balaure centrează, ajunge acolo Paraschiv, rămâne în posesie. Paraschiv, centrare pe jos. Ce ocazie! Insistența lui Paraschiv. We'll be right back.
Superliga vă este oferită de Superbet.